Sunt pensionară, dar din pensie așa cât putem. Și să facem, dacă suntem bolnavi, trebuie să mergem. Mai încercăm și așa, cu 11 diagnostici și vă dați seama. Pensii de 4 milioane. Strângem și noi așa cum putem. Nu mai... Nu mai permitem să mai cumpărăm o banană, o ceva, strângem ca să putem să... Măcar să mai pot să fac față. Pentru sănătate, măcar în ultimul timp acum. Mă duc și eu, poate mai refacem mai bine. Casa de Pensii Vaslui primește cereri pentru seria a treia și a patra de plecări în stațiunile de tratament. Sunt sute de solicitări, însă nu se știe câte bilete vor fi distribuite. Pentru cele două serii de bilete de tratament din luna aprilie, la sediul nostru au fost înregistrate deja peste 600 cereri de bilete de tratament. Datele de prezentare în stațiune sunt 9, respectiv 27 aprilie, însă Casa Județeană de Pensii nu a primit până în acest moment numărul de bilete pentru aceste serii și nici eventualele stațiuni în care vor fi alocate biletele. Pentru acest an sunt programate 17 plecări în stațiunile de tratament din țară. 6 din plecări sunt pentru perioada verii, iar ultima dintre ele este pentru luna noiembrie.